Salut, sunt Smiley, iar tu urmărești Info Music. Tot a început cu șuap-uap. Bă, dar ce faci de te ascultă copiii? În principiu sunt sincer, da, hituri. Nu e așa. Se merge foarte mult pe sexualitate de când există entertainment-ul. Am realizat, mamă, cât de puternic e un zâmbet. Simplitatea e foarte complicată. Inspirația asta care vine, nu vine așa programat. Riff-ul ăla de chitară, tu ai tam. Bună, Smiley! Salut! Anul trecut a fost un an important pentru tine. Ai împlinit 10 ani de când ai început cariera solo. Ai putea să ne povestești niște amintiri frumoase din toți acești ani. De-a lungul a 10 ani am lansat 4 albume cu Smiley. Am avut și piese care n-au fost incluse neapărat pe album, pe care le-am lansat așa, pur și simplu, fără album. Mi-am făcut prieteni noi, am experimentat o grămadă de lucruri și în muzică. Am evoluat, am învățat, am trăit în principiu în ăștia 10 ani. O parte din trăirile mele le ascultați în muzica pe care o fac. O parte le păstrez doar pentru mine. Cei 10 ani au fost marcați și printr-un proiect special, Smiley 10, în cadrul căruia ai lansat 10 piese, câte una în fiecare lună. Din toate aceste lansări, mie, în mod special, mi-a atras atenția piesa Flori de Plastic. Mi-a plăcut mult și mesajul și videoclipul și aș vrea să-mi spui, da, cum s-a născut piesa și de ce ai hotărât să o lansezi acum, în acest moment aniversar. Plecat de la un banc. De fapt, subiectul piesei și esența piesei vroiam să o pun într-o piesă de mult, doar că nu a fost nimic declanșator. Eu am mai povestit despre treaba asta, că practic eu înmagazinez tot felul de stări și lucruri pe care vreau să le exprim și întâmplări și la un moment dat există ceva care declanșează efectiv piesa. Și eram cu Șerban Cazan, eram jos, mă rog, eram cu mai mulți băieți și Șerban ne-a spus un banc, nu, nici nu mai țin minte bancul, dar mie mi-a rămas, era ceva cu florile de plastic. Și mi-a rămas foarte, adică expresia a declanșat piesa. Mi s-a părut foarte mișto expresia asta, flori de plastic, se potrivea cu ce vreau eu să spun în piesă. Am zis, bă, ce tare ar fi o piesă care se numească flori de plastic. Și în seara aia, înainte să plec spre casă, am luat chitara în mână, am cântat refrenul, l-am pus în calculator, după care am scris restul piesei cu Dorian și cu Doc, care fiecare a înțeles altceva din piesa asta. Fiecare, așa se întâmplă în general. Fiecare, practic, are o altă versiune a piesei și cred că piesele, în general, piesele care rămân și care mișcă ceva în oameni, sunt piesele care pot fi interpretate în mai multe feluri. Pentru că fiecare om are versiunea lui de piesă. Ceea ce mi se pare normal. Fiecare interpretează mesajul sau starea în felul lui și le asimilează relaționând cu viața lui. Prin prisma propriilor trăiri. Da. După ce am făcut piesa, fratele meu, împreună cu un nou grafician, cu un nou om care se ocupă de grafică pe atunci, acum un an, cu Topârceanu, au venit cu proiectul ăsta grafic. Și au zis, hai să facem pentru piesa asta, avem o idee de clip animat. Și a durat vreo 3 luni, până când s-a terminat tot proiectul. Oamenii au lucrat, da, au lucrat foarte mult la clipul ăsta și mi se pare un clip special. Mi se pare că tot pachetul e ceva special și o mare parte din oameni apreciază. Chiar mă uitam în comentariile clipului și foarte mulți spuneau că am descoperit o nouă latură al lui Smiley sau ceva de genul ăsta. Atâta timp cât după 10 ani sau chiar 16 ani, că de 16 ani când, oamenii încă descoperă laturi noi,
Înseamnă că încă mai am lucruri de spus. Da. Evoluezi și crești. Da, eu latura asta am avut-o tot timpul, doar că sunt momente, momente declanșatoare, știi? Adică sunt anumite chestii, ies la iveală la momentul oportun. Probabil că dacă aș fi făcut piesa asta acum 10 ani, nu o băga nimeni în seamă, pentru că nu... Nu era momentul. Nu era momentul. Pe 2 iunie vei avea un nou concert la Arene. Show-ul se numește Confesiune. Mi-a plăcut descrierea pe care ai folosit-o în teaser, cu muzica pentru tine este mai mult decât bucurie și dans. E adevăr. Și vreau să te întreb, pornind de aici, cât de important este din perspectiva ta ca un artist să fie sincer? Păi mi se pare că un artist, dacă nu e sincer, e degeaba. În principiu, pentru mine, muzica e adevăr, pentru că adevărul meu e iubirea și muzica pe care eu o fac e din iubire și pentru asta. Asta e o treabă pe care eu o spun tuturor artiștilor cu care am ocazia să lucrez sau cu care am ocazia să discut, că e foarte important pentru ca oamenii să relaționeze cu muzica ta, trebuie în primul rând ca tu să relaționezi cu muzica ta. Trebuie în primul rând să-ți pese ție. Dacă ție nu-ți pasă de muzica pe care o faci și nu-ți pasă de ceea ce exprimi, atunci oamenilor care te ascultă, de ce le-ar păsa? Următoarea întrebare se leagă de asta. Tu crezi că publicul simte atunci când un artist este 100% sincer, când își deschide sufletul complet? Cred că publicul simte atunci când artistul are ceva de exprimat și într-adevăr oamenii simt. Eu am observat treaba asta de-a lungul anilor, pentru că există și produse sau pseudo-artiști, ca să zic așa, care rezistă o piesă, două, trei, dar la un moment dat oamenii vor mai mult, știi? Adică fast food-ul îți ține de foame atunci când ești pe fugă, știi? Dar nu poți să mănânci fast food în fiecare zi și atunci îți vine să mănânci ceva pe bune, o ciorbă, ceva făcut de mama, o mâncare de casă, știi? Pentru că asta te hrănește cu adevărat. În ce stadiu ești cu pregătirile pentru show-ul Confesiune? Ce ne poți spune despre producție, despre invitați? Până la sfârșitul lunii probabil că o să am tot playlist-ul terminat, așa cum o să sune el în concert. În principiu îmi doresc să cânt cam tot albumul Confesiune. Eu tot anul ăsta o să promovez acest album, pentru că anul trecut am lansat foarte multă muzică și cred că oamenii n-au avut timp să o digere, știi, să o asculte și să-i dea timp să se așeze, să înțeleagă tot ce cânt acolo. Și cam tot anul ăsta o să promovez piesele astea. Deocamdată, până în vară, nu cred că o să mai lansez nimic, tocmai ca să las albumul să se așeze. Avem toată scena pregătită, cum o să arate. Este ceva ce nu a mai fost făcut niciodată. Chiar vorbeam cu cineva de aici din birou și arătam ce vrem să facem și mi-a zis, bă, așa ceva n-am văzut niciodată. Cumva cu toții vom fi pe scenă, pentru că eu consider că atunci când te confesezi cuiva, e ca atunci când stăm noi de vorbă, știi? Și atunci vreau ca atmosfera, cu toate că suntem peste 5.000 de oameni, vreau ca atmosfera să fie una foarte intimă și foarte apropiată. Și vreau să includ tot publicul în spectacolul ăsta. Nu vreau să vă dau prea multe detalii, că vreau să veniți și să vedeți. Eu, în general, nu sunt adeptul concertelor văzute la televizor sau pe internet, pentru că n-ai cum să simți ceea ce simți atunci când e live. Tocmai din considerentele astea, concertele live vor funcționa întotdeauna. Oamenii vor merge întotdeauna la piese de teatru, la concerte live, la stand-up comedy, la improv show-uri, pentru că ceea ce simți atunci, da, n-ai cum să simți uitându-te la televizor pe canapea. Nu, niciodată. Degeaba vă descriu eu cam ce o să fie dacă nu simți ce va fi, știi? Deocamdată n-am stabilit toți invitații, am câțiva cu care am colaborările pe albumul ăsta. Am în cap niște momente pe care îmi doresc să le fac, dar mai e până atunci. Noi ne pregătim oricum din timp cu tot ce ține de spectacolul ăsta.
pentru că e foarte important pentru noi, e foarte important pentru noi și pentru oamenii care ne urmăresc. E probabil una dintre puținele ocazii din an în care ne putem desfășura artistic așa cum ne-ar plăcea nouă. Mă rog, în limitele spațiului și limitele bugetului, ca să zic așa. Da, întotdeauna da. Limitele bugetului există. În orice. Eu asta cu limitele bugetului o consider și o binecuvântare pentru noi ca și români. Pentru că atunci când ești limitat de buget, practic trebuie să devii mai creativ și să găsești soluții creative care nu necesită prea mare buget. Așa e. Știi, cumva treaba asta ne și ajută. Ai un public eterogen la concertele tale, ești ascultat și de copii și de adulți. Te-ai gândit vreodată care crezi că e motivul pentru care muzica ta reușește să atingă atât de multe vârste? Da, mă tot gândesc. Cred că sunt mai multe motive. Cumva, cântând de foarte multă vreme, puștii cu care am început, care mă ascultau când erau ei puștani, acum au ei copii la rândul lor. Asta e unul dintre motive. Eu am crescut odată cu publicul meu, odată cu publicul care m-a urmărit de când eram mic. Pe măsură ce am evoluat și pe măsură ce am devenit mai celebru, oamenii au început să fie mai atenți la ceea ce fac. Și ușor, ușor, cu fiecare concert, cu fiecare album, cu fiecare piesă, s-au mai adăugat și alți oameni, și alți oameni, și alți oameni. Copiii, în principiu, că mi se pune deseori întrebarea asta, bă, dar ce faci de te ascultă copiii? În principiu, sunt sincer. În principiu, copiii nu înțeleg foarte mult, ei simt. N-au prejudecăți, nu se ghidează după ce e la modă, după ce e cool, după ce li se spune sau după ce sunt învățați. Ei sunt ca o pagină albă și răspund foarte prompt și foarte sincer la ceea ce e sincer și la ceea ce le transmite o vibrație pozitivă. Și cred că în principiu cam asta e. Acum, pe măsură ce oamenii evoluează și intră în societate, încep să fie modelați de societate. Și uite așa, ușor, ușor, până când ajung să-și ia buletinul, deja l-au pierdut. Vorbeai mai devreme de trenduri. Cum crezi tu că se formează aceste trenduri? Gusturile oamenilor sunt modelate, influențate de ceea ce e pe radio, ce e în topuri, sau mai curând se întâmplă invers? Oamenii dictează piesele care ajung în topuri și ajung să fie difuzate pe radio? Cred că e un echilibru în treaba asta. Noi am făcut la un moment dat un experiment, se numește My Music, acum vreo 2-3 ani, în care am lansat în fiecare zi câte o piesă nouă. Piese necunoscute, cu artiști, mulți artiști necunoscuți. Am anunțat treaba asta, toată lumea s-a entuziasmat de treaba asta, că în fiecare zi lansăm câte o piesă nouă. Dar cumva nu erau lansări de single-uri, pur și simplu noi aveam foarte multă muzică care probabil, dacă nu era lansată, murea în sertare. Și muzică neobișnuită, altceva, nu avea nicio legătură cu ce se cânta în România. Și cumva experimentul ăsta ne-a dovedit faptul că oamenii nu caută muzică. Oamenii nu caută ce e nou. Oamenilor trebuie să li se spună ce să asculte. Pentru că nu au timp să asculte. Ei nu au timp să caute ce e nou. Și atunci li se sugerează tot timpul. Ne sugerează YouTube-ul la ce să ne uităm, ne sugerează radio-ul, ne sugerează televizorul, ne sugerează playlist-urile din Spotify, Apple Music și ce mai urmează. Deezer și așa mai departe. Deci tot timpul oamenilor li se sugerează ce să asculte. Și ei probabil că își aleg, își fac un playlist în funcție de preferințele personale și de gusturile personale. Acum, de-aia ziceam că există un echilibru. În mare parte ni se sugerează ce să ascultăm. Mai există un procent de 20% în care oamenii împing anumite lucruri care sunt foarte pe gustul maselor, ca să zic așa. Și cam atât. Deci cred că sunt 80-20, hai zicem 70-30, știi?
dar mă rog, și trendurile astea sunt dictate de vizualizări, de ascultări, de nu știu ce. Dar, da, nu știu, habar n-am, s-ar putea să fie 60-40, mă înșel. Cam așa e, știi? Adică e și așa și așa, adică nu cred că totul este, stă în promovarea de la radio, TV și social media. Cred că vine și invers cumva. Generațiile tinere, de exemplu, care poate sunt mai active online și mai dornice să caute muzică, poate ei sunt cei care cumva mai dau și tonul din când în când la... Da, da, într-adevăr. Partea proastă este că până pe la 20 de ani deja gusturile sunt formate. După 20 de ani tot ce apare nou se adaugă în playlist-ul tău deja format pe anumite gusturi. Da. Știi? Și da, într-adevăr, muzica în cea mai mare parte e dictată de oamenii tineri, de puștani, de, chiar de copiii până în 10 ani. Pentru că ei sunt foarte activi pe toate rețelele sociale, pe internet, și ei cumva și simt ce e nou și ce e mișto, și în același timp sunt și cei mai interesați de ce e nou. Ce e nou acum este că acum 10 ani copiii în mare parte erau foarte interesați de muzică. Acum muzica este printre altele, pentru că pe internet ei sunt, văd vloguri, bloguri, tot felul de filmulețe care n-au nicio legătură cu muzica, tot felul de tutoriale, sunt interesați de mult mai multe lucruri. Muzica este printre ele. Înainte era muzica și restul. Acum muzica este printre ele. Știi? Adică reprezintă în continuare un punct de interes, dar nu este cel mai mare. Dacă nu mă credeți, e de ajuns să te uiți în trending-ul de YouTube și o să vezi că mai mult de jumate din clipulețele care sunt în trending pe YouTube n-au legătură cu muzica. Ca producător, trebuie să ții cont de trenduri? Ca producător, întotdeauna trebuie să fii la curent cu tot ce e nou. Cu tot ce e nou în materie de sound, de subiecte abordate. Eu tot timpul am încercat să fiu la curent cu tot ce e nou. Ascult tot ce e nou, tot, absolut tot, indiferent de genul de muzică. Chiar dacă nu-mi place, ascult, pentru că trebuie să înțeleg. E foarte important ca producător să nu respingi nimic din ce vine nou, pentru că tot ce vine nou cumva este într-o anumită proporție dictat de oamenii noi. Înțelegi? Și atunci tu trebuie să fii în contact cu ce le place oamenilor noi, ca să poți să le dai, ca să poți să dai mesajele pe care vrei să le dai și muzica pe care vrei să o scoți într-un fel în care oamenii să o accepte sau să o înțeleagă. Știi? De-aia pentru mine e surprinzător că o piesă ca Vals a prins atât de bine, știi? Nu numai pentru oamenii care cumva au apucat genul ăsta, știi? Adică bunica mea. Dar și pentru oameni de 14, 10 ani, 20 de ani. Nu știu cum am făcut sau cine a vrut să facă primul pas. Încă de la început am dat-o din greșeală în vals, vals, vals. Romantismul nu se va învechi niciodată. E... Da, dar maniera în care noi am prezentat romantismul ăsta nu e una tocmai convențională, nu e una tocmai cool, nu e una tocmai la modă. Înțelegi? Poate tocmai de asta a fost interesantă, pentru că a fost altfel, că acum toată lumea vrea să fie cool, vrea să fie la modă, vrea să fie, nu știu, se merge foarte mult pe sexualitate și a fost poate o gură de aer proaspăt. Să știi că se merge foarte mult pe sexualitate de când există entertainment-ul. Nu? Știu, dar acum poate pentru că există și mai multe canale, simți că ești bombardat de peste tot. Simți că ești bombardată peste tot de tot. Dăm foarte multe informații de toate genurile. Nici nu mai știi ce să mai crezi. Pentru că, na, acum toată lumea e pe internet,
toată lumea emite axiome. Nici nu mai trebuie să le demonstrezi. Așa e. Dacă eu spun că așa e, așa e. Și nu mai știi ce să mai crezi. Părerile sunt axiome. Da, exact. Se spune că ideile simple sunt cele mai bune. Aș vrea să te întreb dacă se aplică și pentru muzică. Piesele care porneze la idei simple sunt cele mai bune? Simplitatea e foarte complicată. Cumva. Pe mine m-a urmărit cuvântul ăsta cam jumate din viață, știi? Când eram în trupa simplu, cumva tot ceea ce făceam noi era foarte complicat. Tot ceea ce făceam noi n-avea nicio legătură cu ce se întâmpla în România. Plecând de la cultura hip-hop și dansul specific, da? Breakdance-ul, continuând cu tipul de muzică pe care îl făceam și tipul de beat-uri pe care le abordam, și continuând cu prezența scenică, cu dansurile, cu absolut tot. Cumva totul era foarte complicat și de-aia era foarte mișto numele, știi, simplu. Și cumva simplu părea, când te uitai din exterior, totul părea foarte simplu, știi? Dar nu tot ceea ce e simplu e și ușor. Și ca să ajungi la simplitate, există un proces, știi? Există un proces de dezvoltare. Pentru că, tocmai pentru că suntem bombardați de o grămadă de informații, de o grămadă de filme, clipuri, artiști, muzici, trenduri, suntem bombardați în toate părțile, păreri, toată lumea acum își dă cu părerea și vezi toate părerile. Știi? Pe vremuri nu știai. Te întâlneai cu lumea la concerte, în general oamenii sunt drăguți, știi? Nu spun. Acum vezi toate părerile, absolut toate părerile, și asta poate fi o chestie foarte complicată pentru artiști, știi? Că în general ne influențează mai repede lucrurile negative decât cele pozitive, din păcate. Și asta e o chestie pe care puteți să o probați, la care puteți să fiți atenți. Cumva tot ceea ce faci să pare simplu, și muzica în general, dacă plecăm de la muzică, trebuie să dai la o parte tot ce stă în calea simplității, știi? Și aia poate fi foarte complicat. Înțelegi? Da. Da, e foarte mult de explicat despre asta. Da, ar trebui să... Ar trebui nu să e facem, chiar atât de simplu. Da, ar trebui să facem niște workshop-uri pe tema asta. Că ar fi o temă interesantă, știi? Da, într-adevăr, e foarte important să lași mesajul nealterat, să lași muzica... Să nu fie complicată, dar când spun complicată, nu spun la să nu fie complexă, știi? Să nu fie prea mult, prea împodobit, înțelegi? Da, da. Cumva un cântec scris bine poate să fie redus la un pian și o voce, sau la o chitară și o voce. Da, am mai auzit. Știi? Dar de foarte multe ori, pentru că suntem atenți la ce e cool, la cum sună muzica, nu mai suntem atenți la muzică. Și ni se pare că o piesă e foarte tare pentru că are un instrumental foarte tare. Dar dacă e instrumentalul, ce rămâne? Da. Și poți să-ți demonstrezi și inversul, știi? Să dau la o parte vocea și muzica și versurile, să las doar instrumentalul, să-ți dai seama că, mamă, dacă ascult doar instrumentalul, e nimic. E un proces destul de lung să ajungi la simplitatea asta complexă. Dintre lansările recente, cam cât durează, în general, la o piesă să o dezbraci și să ajungi la acea simplitate? Una la care a durat puțin și una la care a durat mai mult. La mine tot procesul ăsta se întâmplă în același timp, adică nu trebuie să fac piesă și pe aia să o remodelez, știi? La mine toate lucrurile se întâmplă în același timp. Tocmai pentru că fac asta zi de zi. Cumva sunt piese, uite, spre exemplu, Flori de Plastic s-a întâmplat instantaneu. Pentru că am căzut pe stare cu oamenii cu care am scris-o. Și oamenii au înțeles ce vreau să fac. Și le-a plăcut foarte tare. O piesă ca Insomnii, spre exemplu, am făcut-o, Șerban mi-a arătat un instrumental
exact instrumentalul de la Insomnii și i-am zis un pic așa, am stat 10 minute, după care am făcut toată piesa. Adică m-am dus la microfon și am cântat toată piesa. Și tot a început cu șuap-uap. Și când am cântat șuap-uap la microfon, Șerban se uită la mine și zice, ce e asta, mă? Și stai așa un pic, că să înțelegi, pune așa, și a fost cumva procesul ăsta de creație, tot timpul diferit, știi? Dar mie mi se întâmplă des să fac o piesă cap-coadă într-o jumătate de oră, atunci când mă lovește inspirația, sau să dureze 3 ani până fac o piesă. Tocmai pentru că nu găsesc ceea ce vreau eu. De unde vii la ora asta, spre exemplu, refrenul de la De unde vii la ora asta era scris de 2 ani. De unde vii la ora asta? De unde ai umblat? Vii cu haina și fonată și cu părul deranjat. Știam sigur că va fi o piesă, că refrenul ăsta e un refren mare. Doar că nu găseam combinația bună de instrumental și versuri și linii melodice, știi? Și s-a întâmplat într-o seară, am scris toată piesa, adică aveam doar refrenul, am scris toată piesa și a fost. Piesa Îndrăgostit, spre exemplu, e scrisă pe un riff de chitară, riful ăla de chitară, așa, pe care eu l-am auzit la o repetiție făcut de chitaristul meu acum 7 ani. Cred că te-am văzut pe stradă, sau poate doar mi s-a părut. Acum te văd în orice fată, îndrăgostit deși n-am vrut. Cred... Da, i-am zis atunci, bă, ține minte chitara asta, că o să facem o piesă pe ea. Și am făcut-o după 7 ani. Înțelegi? Eu l-am ținut minte. Și am zis, bă, mai țin... Într-o zi, după amiază, am zis, bă, mai țin minte riff-ul ăla de chitară? Hai să-l facem. Atunci am simțit eu să o fac. Cumva, cam așa se formează și piesele în capul meu. Adică și în capul meu tot așa se formează. Știi? Și câteodată nu știu unde mă îndea. Câteodată îmi vine o idee, un refren sau o temă, nu știu unde se va duce. Și cumva secretul este să te lași liber, știi? Să lași lucrurile să vină, nealterate. Știi? Să te, nu știi unde să duce. E ca viața, știi? Adică în momentul în care tu îți pui o grămadă de bariere și îți faci planuri și îți dai seama că n-ai cum să nu dai seama că planurile tale nu coincid cu desfășurarea naturală a vieții, ai două posibilități. Ori te duci cu viața, cu firul vieții și cu desfășurarea vieții tale, ori încerci să îți desfășori activitatea according to plan. Și niciodată nu va fi according to plan. Da. Înțelegi? Și atunci, eu dacă intru în studio și zic, vreau să fac o piesă care să sune așa, să aibă subiectul ăsta și linia să fie așa, o să-mi dau seama că nu e bine. La un moment dat o să-mi dau seama că ceva nu funcționează, pentru că nu se face așa. Lucrurile frumoase, lucrurile care ating oamenii, nu vin de la noi. Știi? Nu le facem noi. Ele vin de undeva. Înțelegi? De la Dumnezeu, de la... Nu știu, cum vreți voi să-i spuneți, da? Inspirația asta care vine nu vine așa programat. You don't always get what you want, you get what you need. Or you get what you deserve. If you work hard, da. Da. O piesă bună îți rămâne în cap de la prima ascultare? O piesă bună, nu neapărat. Un hit îți rămâne în cap de la prima ascultare. O piesă bună, nu neapărat. O piesă bună nu e neapărat un hit. Ca să ai un hit, nu e de ajuns o piesă bună. Asta trebuie o piesă extraordinară. În ziua de azi. Piese bune sunt foarte multe. Foarte multe. Sunt foarte mulți oameni care fac piese bune. Dar nu toată lumea poate să facă hituri.
Și cumva în România termenul de hit e denigrat, știi, de parcă toată lumea poate să facă asta. Dar de fapt nu toată lumea poate să facă asta. Cumva termenul de hit a ajuns la modul, domne, da, hituri. Nu e așa. Hiturile dovedesc că muzica pe care ai făcut-o e universal valabilă. Hitul cumva se adresează tuturor oamenilor, nu numai unei categorii de oameni. Eu cred că datoria artistului este să transmită mesaje și stări la cât mai mulți oameni, nu la cât mai puțini. Înțelegi? Sunt unii care se străduiesc să fie la cât mai puțini oameni. Sau unii care folosesc treaba asta doar ca o scuză, că nu pot să facă mai mult. Totuși anumite genuri muzicale care poate au o deschidere mai mare la public. Într-adevăr, anumite genuri muzicale au o deschidere mai mare la public. Dar există hituri în diverse genuri muzicale. Există asta, da? Există hituri rock, hard rock, heavy metal, hip-hop, trap, jazz chiar, ele rămân în timp. Sunt ascultate și reascultate și refăcute și reeditate, remixate. Astea sunt hituri. Deci există așa ceva, termenul de hit există în orice gen muzical. Știi? Piesele bune sunt foarte multe, sunt foarte multe piese bune care n-ajung hituri. Eu am făcut multe piese bune, dar n-au ajuns hituri. Și sunt mulți artiști care au foarte multe piese bune. Eu am foarte multe piese bune în playlist-ul pe care l-ascult eu. Ce piese ai în playlist? O grămadă. Dintre artiștii noi, ce artiști îți plac? Dintre artiștii noi îmi place Kendrick Lamar, dar nu e chiar nou. Stai să mă gândesc. De afară sau de la noi? Și. Nu mai știu. Nu-mi vine acum în cap. Dar să mă gândesc, adică zic ce mi-am băgat eu în playlist. Asta. Recent Kendrick Lamar. Da, recent Kendrick Lamar. Dar sunt o grămadă de artiști noi. Dar trebuie să... Da. Mă obișnuiesc, știi? În mașină ce muzică asculți? Asculți radio sau ai playlist-ul tău? Câteodată ascult și radio, dar 90% din cazuri sunt pe playlist-ul meu. Ascult muzică relaxantă, că în traficul din București trebuie să intri așa într-o atmosferă relaxantă. Da, ascult Jack Jones, ascult John Legend, John Mayer, Vangelis, Mike Oldfield. Uite, acum mai nou ascult coloana sonoră de la Baby Driver. Am văzut filmul și mi-a plăcut foarte tare muzica. Filmul nu prea mi-a plăcut, dar muzica mi s-a părut genială. Da. E foarte multă muzică veche. Uh-huh. Și mi-am făcut playlist-ul ăsta când... Dar nu e bluesy, e chiar pe rocăreală, pe nebuneală. Ascult... mi-a plăcut Compton al lui Dre și am zile în care ascult asta. Nu știu, depinde de zi, depinde de stare, da. Am piese de vacanță, mai ascult și Compay Segundo, serios, mai ascult Paco de Lucia, depinde, deci chiar am așa un playlist divers. Da. E diferit omul Smiley de artistul Smiley? Ah, nu. Nu. Avem niște diferențe, într-adevăr, dar nu suntem foarte diferiți. Doamne, cu vorbesc de parcă aș fi doi oameni. Da, nu sunt diferențe mari. Adică sunt cât se poate de natural ca artist, nu mă dedublez așa, știi, când sunt pe scenă. Poți fi cucerit cu un zâmbet? Da, am realizat treaba asta. Bine, realizez asta de fiecare dată când îmi zâmbește cineva. Și mi s-a întâmplat treaba asta și o recomand. Adică vă recomand să faceți asta când vă uitați la cineva, când dați ochii în ochi cu cineva, chiar dacă nu-l cunoașteți. Un zâmbet poate să schimbe
ziua omului respectiv. Mie mi s-a întâmplat asta. Pe bune. Și eu am realizat, mamă, cât de puternic e un zâmbet. Cât de puternică e starea asta și starea asta de spirit, știi? Că poate, nu numai că poate să schimbe ție ziua, dar poți să schimbe și la oamenii din jurul tău, știi? Adică e atât de simplu să faci ziua frumoasă cuiva și la fel e mult mai simplu, de fapt e la fel de simplu și să o strici, știi? Na, dar eu aleg să o fac mai bună. Poți fi dezamăgit de la prima greșeală? Nu. Nu sunt dezamăgit de la prima greșeală. Ești perfecționist? Băi, sunt... Mi se șoptește în cască că sunt. Ci că sunt. Nu-mi dau seama, nu știu. Ești competitiv? Sunt pasionat. Sunt pasionat și pasional. Cred că sunt și competitiv. Nu-mi doresc neapărat să fiu primul, dar sunt foarte competitiv la orice. Adică orice... Și nu mă refer la muzică. Adică și dacă joc tenis de masă, și dacă joc tenis de câmp, și dacă joc FIFA, și nu știu, joc fotbal, sunt competitiv. Adică ai cu cine să joci, știi? Sunt implicat astăzi, sunt pasional. Joc, adică I'm a player, știi? Nu țin morții să ies primul, știi? Deși e bine, doar că nu asta e cel mai important. Important să joci, știi? Că la un moment dat, adică niciodată primul nu o să fie primul tot timpul, știi? Și cumva important e să fii în joc, știi? Să fii în joc și să îți dorești mai mult de la tine. La un moment dat se va întâmpla să fii și unul. Ce trebuie unei voci ca să ajungă în echipa ta la Vocea României, apropo de competiții? Mie îmi plac vocile mai soul, știi? Îmi plac vocile care pot să cânte groovy, să fie soulish, să îmi transmită lucruri. Dar în mare parte întotdeauna am căutat timbre speciale, știi? Spre exemplu, la Ana Munteanu anul trecut m-am întors după două cuvinte. Da, adică dacă îmi spune cineva, adică aș minți dacă aș spune, domne, mi-am dat seama că din două cuvinte mi-am dat seama că e o voce extraordinară. Nu pot să-mi explic cum m-am întors așa după două cuvinte. E o treabă pe care am simțit-o, adică nici nu m-am gândit. A plecat mâna așa, poc, și am apăsat. Știi? E o treabă pe care am simțit-o, pur și simplu. Da. În principiu mă ghidez mult după ceea ce simt. Și asta m-a ajutat foarte mult în viață. Și recomand și altora să fie foarte atenți la ceea ce simt. Pentru că, da, atenți, adică nu... Să nu... Știi cum e? Că mintea ce face cel mai bine? Te minte. Ce-i trebuie unui artist să ajungă la HaHaHa Production? Îi trebuie talent, în primul rând, curaj și trebuie să aibă o personalitate proprie. În mare parte preferăm artiștii care și scriu, care se implică în procesul creativ, ne plac oamenii ăștia. Ne plac oamenii entuziaști, oamenii care fac asta cu bucurie, oameni care nu sunt încrâncenați, frustrați și așa mai departe. Îmi plac oamenii deschiși, îmi plac artiștii care au ceva de transmis și întotdeauna îi încurajăm să aibă personalitatea proprie. Îi ghidăm cât putem de bine, dar încurajăm personalitățile, încurajăm lucrurile noi. Soundurile noi, modurile noi de abordare. Câteodată nu ne iese, dar și atunci când ne iese e o bucurie foarte mare. Prima impresie e definitorie sau înșelătoare? Prima impresie contează, dar nu e definitorie. Câteodată e și înșelătoare. Poate muzica să schimbe lumea? Da. Muzica, în momentul de față, muzica, pentru că ocupă un loc foarte important în viețile tuturor, da, poate să schimbe lumea. Îți mulțumesc mult pentru interviu.